Bună, dragii mei, bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare în trei variante de răspuns. Această etalare mi-a fost propusă de Daniela, așa că vom face etalarea persoana specială din mintea și sufletul tău. Așa că am ales aici trei pachetele de cărți și trei animăluțe. Avem o bufniță, avem o veveriță și avem un cățeluș. Voi va trebui să vă alegeți în funcție de, nu știu, de inspirația voastră, de cum simțiți voi. În cazul în care nu rezonați cu această etalare, vă puteți alege o alta, voi vă veți da seama de la bun început dacă este pentru voi sau nu este, dacă sunt acolo detalii care corespund cu situația voastră sau nu. Bun. Numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Totuși, țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, deci pot rezona 100%, parțial sau deloc. Bun, haideți să începem. Le dăm așa un picuț deoparte. Nu prea am unde să le pun. Că n-aș vrea să se vadă, dar haide. Le plasăm pe aici. Ok, și începem cu numărul 1. Bun. Cei care ați ales bufnița, probabil că sunt lucruri pe care voi nu le vedeți, din câte vedeți, bufnița asta își acoperă un ochișor, deci sunt lucruri care nu le vedeți în legătură cu această persoană sau nu le puteți vedea, deși v-ați dori să le vedeți. O să extrag de aici o singură carte sau două. Ok, o singură cărticică. Avem numărul 8. Totul este în progres. 8 zile, 8 săptămâni. Ok, avem o primă carte. Deci, în 8 zile, 8 săptămâni, posibil ca ceva să se întâmple, ceva important să se întâmple sau pe o dată de 8. Ok, și de aici avem... remarcabil. Și puterea. Puterea de a remarca tot ce este important în această relație. Puterea de a remarca lucrurile importante. Puterea de a vă atrage. Voi vă atrageți ca și un magnet unul pe celălalt. Multă pasiune între voi doi. Dragoste, aș putea să spun. Probabil că este nevoie de apreciere. Cineva are senzația că nu este apreciat suficient sau că nu are destul de multă apreciere din partea acestei persoane. Hai să vedem persoana voastră. Deci ne axăm pe energia persoanei de care voi sunteți interesați. O să vă rog să vă gândiți așa cu tot sufletul, cu toată inimioara voastră la această persoană și să vedem ce mesaje avem din partea acestui om, cum este în acest moment, care este situația, cum gândește, ce vine din trecut. Ne vom uita și către viitor un picuț, să vedem și să vedem ce ascunde în suflet, ok? Referitor la voi. Asul de cupe, cum gândește, un nou început în dragoste, foarte frumos, nou început în dragoste, aici avem o regină de pentacule și avem un doi de pentacule. Am impresia că aici ar fi energia voastră, pentru că încă nu am extras cărțile, ele au sărit. Cred că energia feminină se tot gândește la un nou început plin de iubire, numai că momentan jonglează între două situații, adică încă mai așteaptă, încă așteaptă ca ceva să se întâmple, încă așteaptă ca o anumită situație să se întâmple din câte văd, pentru că doiul ăsta de pentacule mi-arată faptul că energia feminină și-ar dori sau se uită către trecut, către un nou început, către o persoană din trecut, dar în același timp își dorește un nou început plin de dragoste, așteptând totuși să vadă ce se întâmplă. Nu e sigură, o nesiguranță din câte văd. Bun, hai să vedem persoana voastră. Acestea ar fi cărțile voastre pentru că au sărit. Ok, persoana voastră. Cum gândește în legătură cu voi și situația voastră? În trecut. Ok. Ce ascunde în suflet și viitorul? Da,
Și aici o mare oboseală la capătul pachetului. Persoana asta se simte obosită, se simte extenuată, are nevoie de o pauză, are nevoie de un moment în care să stea, să se gândească, să vadă ce alegere să facă în legătură cu această situație, în legătură cu povestea voastră. Are nevoie de un moment, de un moment de pauză. Nu știe dacă să mai avanseze, vedeți voi, să mai urce scările astea sau să le coboare, nu știe. Pur și simplu stă aici blocat și așteaptă. Se tot gândește, oare să mai fac ceva, să nu mai fac. Ok, și aici avem justiția și patru de spade, da, exact. Pentru a echilibra situația dintre voi doi, este nevoie de o pauză. Cam asta simte persoana voastră. Își dorește o victorie în legătură cu voi totuși, din câte văd. Dar este necesară o alegere cu doi ăsta de bâte. Mm-hmm. Este teamă, văd aici o teamă de a nu pierde, de a nu regreta. Cum este persoana voastră în acest moment? Detașare. Detașare. Se detașează emoțional cu optul ăsta de cupe, vedeți? Adică cu cât merge mai adânc în această legătură, în această relație, cu atât simte că se detașează emoțional. Iarăși avem niște scări, deci iară ne duce cu gândul că în cazul în care mai urcă pe aceste scări, adică cu cât avansează în relație, cu cât lucrurile se aprofundează, simte că se și detașează în același timp, nu știu de ce, o să vedem care-i treaba, că încă nu înțeleg de ce se detașează. Normal că atunci când cunoști un om mai bine, te atașezi, nu te detașezi de acea persoană. Piedicile. Avem aici o regină de spade. Probabil că în unele situații sunteți voi. Regina de spade este acea femeie care impune reguli și restricții și este foarte autoritară. În alte situații poate fi o altă persoană care este între voi doi, pentru că aici eu îmi pun piedicile de obicei, piedicile acestei legături, acestei relații și mi-apare regina asta de spade. Ori este răceala voastră, ori în alte cazuri poate fi o altă persoană. Din trecut avem un 10 de spade, 10 de spade mi-arată că totul s-a încheiat, s-a terminat sau că există foarte multe trădări sau persoana asta s-a simțit trădată la un moment dat de voi. Scuze. Ori s-a simțit trădată de voi, ori persoana asta a trădat. Ceva s-a întâmplat aici, e ceva de neiertat în trecut. Deci ceva ce e foarte greu să ierți, pentru că în zecele ăsta de spade e o situație care, peste care nu prea se poate trece așa cu ușurință. Adică îți trebuie o tărie foarte mare de caracter, o putere foarte mare, așa cum văd și aici, ca tu să poți trece peste zecele ăsta de spade. Acum nu știu care dintre voi a trădat, că sunteți voi, că e persoana voastră, nu știu. Dar cineva a trădat acolo. Bun. Ce avem în minte acestei persoane? Avem judecata. Văd aici cu judecata că și-ar dori o împăcare sau că are un moment de revelație, un moment în care își dă seama și stă și se gândește așa și își dă seama de anumite lucruri. Remarcă anumite lucruri sau probabil că, uite, aici în, avem cartea asta din oracol care îmi spune că rememorează, se tot gândește la anumite evenimente importante, remarcabile, care au avut loc între voi doi. Bun, în viitor avem un paș de pentacule. Pașul de pentacule e energia aceea care, în care tu vrei să faci ceva palpabil, să faci ceva serios, adică nu-i doar un vis, nu-i doar ceva virtual, este o întâlnire față în față, este momentul acela când tu pui bazele, încep ceva, un nou început, încep ceva cu persoana ta, mă gândesc, că despre tine întrebăm, nu? Și persoana voastră de interes. Își dorește o întâlnire față în față sau vă veți întâlni, veți lua o decizie împreună, veți lua anumite hotărâri, veți lămuri anumite lucruri. Bun, hai să mai vedem, să le clarificăm pe acestea și mergem mai departe. Dar să ne fie mai ușor, o să încercăm să le clarificăm pe primele și apoi mergem mai departe. Hai să vedem voi. Voi sunteți așa în dubii, să vedem ce-i cu doi ăsta de pentacule aici. La ce tot vă gândiți voi și stați pe loc? În cazul în care sunteți doamne. Dacă sunteți un domn, atunci este exact invers. Doamna la care voi vă gândiți, se pare că se tot uită către un nou început plin de iubire, da, mai are sentimente pentru voi, încă mai are iubire și ar dori într-un fel să reînceapă
această legătură cu voi sau se uită către ce a fost în trecut, da? Are o revelație, își găsește, cum să vă spun, își amintește momentele frumoase petrecute împreună, ar mai da o șansă relației voastre, dar totuși ceva o reține și hai să vedem ce o reține. Sau dacă sunteți o doamnă, ce vă reține? Wow, ce să-i duc. Așteaptă un mesaj, așteaptă ceva, așteaptă o comunicare. Da, nouăle de cupe, întors invers. Încă nu s-a întâmplat ceva, deci așteaptă. Așteaptă cu nerăbdare ca ceva să se întâmple. Probabil că în unele cazuri așteaptă un mesaj din partea voastră. Probabil. Așteaptă o comunicare, o decizie a cuiva, niște vorbe. Aici sunt niște vorbe care îi vor umple toate cupele astea, da? Momentan ele sunt goale, sunt întoarse invers. Deci până când mesajul ăsta nu vine, această persoană nu ia niciun fel de decizie. Probabil că în cazul în care sunteți voi această persoană, nu luați niciun fel de decizie până când nu, cealaltă persoană nu vine cu ceva solid către voi, să vină cu ceva, nu știu. Bun, 10-le de spade, 6-le de cupe, wow, aici a fost o legătură între voi doi, o legătură de suflete perechi, aș putea să spun cu 6-le ăsta de cupe, sau vă cunoașteți din copilărie, vă cunoașteți de când lumea și pământul, vă știți, poate unii dintre voi din vieți anterioare, e legătura aceea când 6-le de cupe cam asta e, deci când vezi acea persoană, zici, simți așa că tu o cunoști, că vrei să te deschizi în fața ei, că vrei să-i spui tot și nu ai niciun fel de piedică, deci nu există niciun fel de piedică în 6-le ăsta de cupe între tine și o anumită persoană. Simți așa că ești liber și nu te simți judecat. Nu te simți judecat în 6-le de cupe. E, apărându-mi judecat aici în mintea acestei persoane, în unele cazuri, așa, și cu 10-le ăsta de spade, e posibil ca voi să vă fi deschis sufletul și inima în fața acestui om, acestei ființe, iar această persoană să vă fi judecat la un moment dat. În alte cazuri, numai puțin că tot îmi vine să tușesc, nu mi-am revenit încă. Of, of, tu-i mama măsii de răceală că nu mai întrece. Bun. În alte cazuri este posibil ce am mai văzut eu aici, am vrut să spun și am uitat. Da, este posibil ca cealaltă persoană să se simtă trădată, să se fi simțit trădată, judecată, probabil că de voi. Acum voi știți dacă el a trădat, ea a trădat sau voi ați trădat. Da, voi știți cel mai bine. Bun, hai să vedem de ce persoana asta ori e la drum, ori simte că vrea să se detașeze. Lumea. Posibil ca în unele cazuri să fie la drum. Vedeți voi că optul de cupe mai înseamnă și drum lung. Nu neapărat detașare emoțională, ci drum lung. Da? Ori e la distanță fizică de voi, ori este la un drum, ori e departe, mai poate însemna și asta. Acum depinde de la caz la caz. Bun, judecata. Judecata vine cu pajul de spade întors invers. Pajul de spade întors invers îmi spune că persoana asta nu prea a gândit atunci când ceva nu a gândit, ceva nu și-a dat seama. E ca și cum nu mi-am dat seama până acum. Da? Cam asta îmi spune, nu mi-am dat seama până acum, nu am realizat până acum, uite, acum îmi dau seama, acum am realizat. Acum văd situația mult mai clar decât în trecut. Cam asta îmi arată. Mete-mi o carte aici, te rog. Hop, nu așa multe, măi. Regele de spade. Da, o părere de rău aici, că nu a fost destul de isteț. Și aici avem, vedeți voi, spânzuratul întors invers, da? Spânzuratul întors invers e atunci când tu vezi numai din punctul tău de vedere. Tu nu te întorci invers ca să vezi și punctul celuilalt de vedere. Tu vezi elefantul numai din direcția ta, da? Cam asta mi-arată mie cărțile. Că persoana asta realizează acum ceva, vedeți, și de aceea ați ales și bufnița. Bufnița care își acopere un ochișor, da? Cam cele trei bufnițe. Una nu vorbește, una nu aude, una nu vede. Și am ales-o pe aceasta în care tu nu vezi sau persoana ta nu vede anumite lucruri. Nu conștientizează anumite lucruri și acum începe să le vadă, începe să le conștientizeze.
Pentru că și regele de spade e o persoană foarte isteață, da? Și aici mi-apare întors invers. E ca și cum persoana asta nu a văzut, nu a fost destul de deschis, nu a conștientizat. Regele de spade e o persoană extrem de deschisă către nou, către ce urmează, idei noi. Nu este închisă, nu e o persoană închisă. Dacă vezi anumite persoane care, în momentul când vorbești cu ele, sunt deschise la absolut orice, dar sunt persoane care au, le vezi așa că trăiesc într-o bulă, da? Persoana asta a trăit într-o bulă până acum, sau poate că voi ați trăit într-o bulă până acum. Și aici vedeți ceva. Hai să vedem ce anume conștientizează persoana asta, dar o să vreau un alt pachet de cărți. Ce anume conștientizează? Că voi, că e persoana voastră, nu știu, voi știți mai bine, dar o să întrebăm ce anume cu judecata asta. Că mi-arată clar că nu a văzut anumit lucru sau voi nu ați văzut anumit lucru, dar eu întreb de persoana voastră. Uneori energia se poate schimba. Ia să vedem. Ce anume nu s-a văzut aici? S-au întors prea multe, dar vreau doar să... Și iarăși avem spânzuratul. Nu, sunt prea multe, n-am cum să... Sunt prea multe, acolo e o poveste întreagă, domne. Ce anume nu a văzut persoana voastră și ce vede acum, de fapt? Ce a văzut, ce și-a dat seama, ce... Iarăși, cavalerul de spade. Cavalerul de spade o grabă, că e nevoie să se grăbească, că este momentul să se grăbească sau că s-a grăbit. Și asta poate fi, că s-a grăbit, că a făcut ceva prea repede. Cavalerul de spade, în forma lui frumoasă, e... cel care vine cu vești, care îți dă vești repede, repede și se grăbește. În forma lui mai negativă poate fi că a spus ceva la nervi, a spus ceva ce a fost tăios pentru voi și asta poate fi. Și a realizat acum că n-ar fi trebuit să spun acel lucru. Sunt niște vorbe aici, niște vești și aici avem hierofantul. Nu știu ce v-a spus persoana asta, numai puțin să opresc câinele că mă deranjează. Taisi, te rog, mami, potolește-te. Cavalerul de spade și cu marele preot, deci ceva foarte foarte profund a spus persoana asta, o contradicție sau v-a spus ceva ce v-a durut, da? Și acum conștientizează faptul că ceea ce a spus nu a fost chiar o replică prea isteață, n-a fost o replică prea bună sau ceea ce a făcut așa pe nepusă masă repede, repede a făcut ceva bun. Dar îi pare rău, cumva își dă seama de ceea ce a făcut. Hai să văd regina asta de spade. Cine e regina de spade? Moartea. E o persoană care transformă persoana voastră. Sau, dacă sunteți voi reginele astea de spade, deși miramaș, pentru că voi mi-apăreți aici ca și regina de pentacule, că regina de spade și regina de pentacule sunt două persoane total opuse, caractere exact opuse, da? Aici mi-arată faptul că persoana asta îl schimbă sau a schimbat persoana voastră. Și aici avem magicianul. Doiul ăsta de spade e lipsa de comunicare. Lipsa, deci tu, nu știu cum să spun, persoana asta nu vede anumite lucruri, da? Și blochează comunicarea cu voi. E un blocaj aici, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă, un blocaj datorită unei alte persoane, aș putea să spun. Deci așa în mare cam ce văd eu, e ceva de genul, ca să, că v-am înnebunit, că eu încerc să vi le descriu, dar cred că mai tare vă zăpăcesc. Bun, și am vorbit 18 minute și simt că nu m-am făcut înțeleasă. Deci, avem aici faptul că voi vă tot uitați către un nou început, dar așteptați ca persoana cealaltă să comunice cu voi, să vorbească. Văd că cealaltă persoană nu vorbește cu voi, nu dorește comunicarea cu voi momentan. Avem totuși magicianul aici, unde parcă e blocat, cum să spun eu, parcă e blocat de o forță străină, da? Parcă magicianul ar putea oricând să deschidă comunicarea. Sau în alte cazuri poate fi faptul că persoana asta, cheia este la persoana voastră, nu este la voi. Da, mingea este în terenul persoanei voastre, persoane de care voi întrebați. Ce văd aici este faptul că ori această persoană, ori voi, unul dintre voi, ați trădat aici sau a trădat, da? Nu contează, nu trebuie să vă agitați. Deci în cazul în care cealaltă persoană a trădat,
Asta e, a trădat, da. Dar a simțit conexiunea cu voi ca fiind o conexiune de suflete pereche, da? Văd o distanță fizică în unele cazuri sau încheiere. Și asta mai poate fi și încheiere, da? Încheierea legăturii cu voi. Pentru că persoana voastră a trecut printr-o transformare sau trece în acest moment printr-o transformare destul de dificilă și are aici niște blocaje sau niște probleme cu o altă persoană, cu o altă femeie. O regină de spade, deci o femeie care impune reguli, care are restricții, care îl ține din scurt, să zicem așa. Cum? Bun. Totuși, își dă seama că alegerea pe care a făcut-o nu a fost tocmai o alegere inteligentă, pentru că avem cărțile alea întoarse, da? Alegerea pe care a făcut-o a fost chiar... S-a grăbit în legătură cu ceva, a făcut ceva pe grabă, ceva s-a grăbit și acum îi pare rău. Asta văd, că s-a grăbit și acum îi pare rău. Și hai să vedem aici pajul ăsta de pentacule, ce vrea să ne spună. Și avem îndrăgostiți întorși și invers. Probabil că în unele cazuri și-ar mai dori o șansă cu voi, da, o întâlnire față în față cu voi, pe care probabil că voi nu, se gândește că voi nu o să i-o acordați. Pentru că îndrăgostiți întorși și invers e atunci când tu ai făcut deja o alegere, ai pierdut, da, nu mai ai încredere că mai poți lega o relație sau mai poți avea o relație cu persoana asta, da, adică cu voi, și totuși îți dorești, dar ai nesiguranță, nu ești sigur, nu știi, o va fi, nu va fi, și aici ce avem? Temperanța întoarsă invers, nu are liniște, vrea să lămurească anumite lucruri. Își dorește să lămurească anumite lucruri. La capătul pachetului avem un 9 de spade. Măi, citirea, cum să zic eu, e așa și așa. Cred că îi pare rău. Eu asta văd aici, că îi pare rău. Deci eu văd că a ales pe altcineva, o persoană care încearcă să-l schimbe sau să o schimbe, da? Cumva a crezut că e mai bine, dar n-a fost. Na, și acum îi pare rău. Eu cam asta văd, că are anumite păreri de rău aici, pentru că realizează faptul, șaptele de spade, da, vrea să facă ceva pe ascuns. Vedeți, în mintea acestei persoane este să facă ceva pe ascuns, să-și ia catrafusele și să se ducă, să fugă, vrea să fugă dintr-o legătură, să fugă dintr-o relație. În cazul în care voi sunteți căsătoriți cu această persoană, să știți că vrea să face ceva pe ascuns, da, da, își dorește o schimbare. Dacă este soțul vostru, pentru că mi-apare marele preot. Preot, ce înseamnă că ori este căsătorit, ori este într-o altă legătură, ori este chiar soțul vostru. Și aici avem diavolul, da, vrea să fugă de toxicitate. Îi se pare că este foarte toxic. Situația în care se află în acest moment este toxică și vrea să fugă de acolo. Își dorește să fugă, să ducă. Bun, haideți că m-am întins un pic cam tare. Să, da, că până le deslușim. Eu tot vi le explic așa pe rând, pe rând, iar apoi văd povestea în ansamblu și o spun și în ansamblu. Hai să vedem. Gândiți-vă la ceva, nu știu, puneți-vă o dorință sau o întrebare și vedem ce ne răspund cărticelele. Da. Văd că și mai devreme s-a întors ceva, o carte care îmi spunea să vă alegeți ceva nou, aici la fel, alegeți-vă o nouă direcție. Eu zic că ar fi bine să vă îndreptați atenția către altceva. Cel puțin ăsta e mesajul care vine din partea, rămâi pozitiv, da? Și uite-te către o altă direcție. Îndreaptă-te către o nouă perspectivă. Ok, și aici, pentru că eu văd că voi tot vă amintiți aici. Și dragostea asta voastră rămâne așa, ca o forță, ca o pasiune pentru omul ăsta, dar se pare că ideea ar fi să vă îndreptați către altceva. Apreciază frumusețea din interior și frumusețea care este în apropierea ta. Ce îmi spun mie cărțile astea două este faptul că persoana de care voi întrebați aici este sufletul vostru pereche, da? Este un suflet pereche. Probabil că este o persoană frumoasă, da? Pentru că din câte văd, în jurul vostru aveți o altă ființă care nu este chiar atât de atrăgătoare, dar în schimb ar fi ceea ce vă trebuie vouă, da? Ar fi ceea ce vă trebuie vouă pentru a vă
împlini sufletește, dar voi, dorința voastră cea mai mare este să primiți vești din partea acestui om, din partea acestui om. Numai că mesajul și sfatul cărților ar fi să vă uitați în jurul vostru, da, să alegeți o altă direcție și să apreciați mai mult frumusețea interioară decât cea exterioară. Ok? Asta v-ar putea ajuta mai mult. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru prima variantă, am vorbit deja destul de mult. Vă pupăcesc, numai bine. Ceau! Bun, drăguții mei, am revenit cu cea de-a doua variantă, cei care ați ales veverița. Veverița înseamnă curiozitate, da? Curiozitate, frumusețe, gingășie, simpatie, așa, nu știu. Veverița e dulce. Cel puțin eu așa o văd, ca fiind un animăluț dulce. Deci probabil că ori voi, ori persoana voastră este așa gingașă, da? Vă împachetează rapid, cum zic eu. Are un șarm aparte, are ceva special, are acel ceva. Bun, hai să vedem o cărticică, două din acest oracol pentru voi, persoana specială din mintea și sufletul vostru. Angajament. Ori ați fost sau sunteți într-o relație serioasă cu această persoană, ori în alte cazuri v-ați gândit că ar putea avea succes relația voastră sau că ați putea ajunge să, poate că așteptați o cerere în căsătorie unii dintre voi. Deci aici e vorba de un angajament serios între voi și această persoană. Totuși să mai extragem o carte. Prea multe. Nu vrem un grup, vrem o carte. Ok. Test. Da, relația asta se pare că a fost ușor testată sau pentru alții poate mai mult. Puterea și slăbiciunile v-au fost testate, iar aici uniunea dintre voi doi. Ok, vrem o carte și de aici, iar apoi trecem la cele din oracol pentru a vedea, din oracol, Doamne, din tarot, pentru a vedea exact mesajele. Ok, ce cărticele avem aici? O zi de miercuri, o dată de 4, poate. Ceva se va echilibra, ceva va fi realistic, deci ceva va fi real. Avem aici zodia Taur, pentru unii dintre voi, sau ascendent, sau marcaje pe Taur, nu știu. Și avem un 3, foarte curând. 3 zile, 3 săptămâni. Ceva se va întâmpla într-o zi cu soare. Bun. Bine că ne-am derâmat pe toate. Așa. Hai să le lăsăm așa. Bun. Hai să vedem mai departe. Măi. O să extrag, pentru că la prima variantă mi-au ieșit 3 cărți pentru energia voastră, așa că o să facem la fel și acum. O, două, trei cărticele, să vedem energia voastră, celui care ascultă, și atunci voi vă veți da seama dacă este pentru voi această citire sau nu. Ok, a ieșit o carte, a ieșit și a doua, și aici au ieșit prea multe, le lăsăm pe primele două, sunt prea multe. Bun, hai să vedem ce avem aici. Avem un rege de cupe. Un rege de cupe și temperanța. Regele de cupe ne vorbește despre o energie masculină în general, o energie masculină asumată, un bărbat matur, foarte echilibrat din toate punctele de vedere, matur emoțional, o persoană care știe ce face, care știe cum să-și exprime sentimentele, care știe cum să se poarte în preajma voastră, o persoană calmă, liniștită, în cazul în care sunteți un domn, probabil că asta este energia voastră, da? În cazul în care sunteți o doamnă, probabil că este energia celuilalt, aș putea să spun, sau persoane de care sunteți voi interesați, poate că așa este în energia asta. Regele de cupe mai poate fi și cineva cu marcaje puternice pe zodiile de apă, rac, pești, scorpion. Dar de ce spun marcaje? Pentru că nu întotdeauna apare zodia.
Uneori poate apărea ascendentul, alteori poate apărea luna în care această persoană se află, nu știu, depinde de planete, cum le are și tot așa. Nu neapărat apare zodia. Bun, hai să vedem. Voi văd că vă ascundeți. Nu mi-apare energia voastră, doamnelor. Totuși o să vedem mai departe. Cum este persoana voastră? Pajul de spade. Persoana care ține garda sus. În alte cazuri poate fi cel care spionează, care se interesează, care tot timpul vrea să fie la curent cu absolut orice. Vrea să știe totul, până în cele mai mici detalii. E o persoană care e tot timpul suspicioasă, este exact persoana aceea pe care tu nu o poți păcăli așa cu una, cu două, pentru că tot timpul se informează, tot timpul e la curent cu tot, știe tot. Hai să vedem ce blocaje apar, da? Cum gândește despre voi, ce apare din trecut, viitor și ce ține în suflet. Uite, mi-au ieșit două cărți, așa că le luăm pe ambele. Iar la capătul pachetului avem judecata, realizarea sau nu neapărat realizarea, poate fi în momentul acela când tu îți dai seama de anumite lucruri, când tu realizezi anumite lucruri, când tu conștientizezi anumite lucruri, da? Când tu conștientizezi și momentul acela în care tu ai greșit, dar și momentul în care celălalt ți-a greșit. E acel click, cam asta e judecata, e acel click când zici, băi, ia stai un pic, că, da, acum îmi dau seama, ceva de genul ăsta, sau na, și de greșelile pe care persoana asta le-a făcut și de lucrurile bune, nu știu, e un click acolo. Hai să vedem mai departe, pajul de cupe. Da, probabil că realizează faptul că a avut șansa la un moment dat să ofere sau a avut șansa să-și ceară scuze în unele cazuri cu pajul ăsta de cupe, dar nu a făcut-o, din câte îmi dau seama, pentru că avem aici un 9 de spade și a făcut prea multe griji și a făcut prea multe gânduri, s-a gândit că poate nu o să acceptați, că poate nu știu ce și a preferat să aștepte. Bun, hai să vedem mai departe. Ce ține în minte? 7 de spade. 7 de spade este cartea hoțului, celui care fură, pleacă, dispare, ca măgarul în ceață, e al de unde nu-i. Faptul că ce ține în minte? O înșelătorie cu șaptele ăsta de spade, da? Ceva, ori voi ați păcălit această persoană într-un anumit fel, ori persoana asta va păcăli pe voi. Acum depinde cine ascultă și depinde de situația fiecăruia. În cazul în care această persoană va păcăli pe voi cu ceva, realizează faptul că va păcăli și se tot gândește la lucrul ăla, băi, am păcălit-o, am fraierit persoana asta cumva. Dar dacă este invers, dacă voi știți că ați păcălit persoana asta cu ceva, să știți că știe de acel lucru. Nu e neapărat o trădare în șaptele ăsta de spade, ci mai repede un mincinos, cel care a mințit. Ține o minciună aici în cap, da? O minciună. Ține, se tot gândește cum să ascundă anumite lucruri, cum să facă ceva pe furiș. Ceva făcut pe furiș. Ce vine din trecut? Regele de spade. Eu am impresia, ce văd eu până acum, dar o să le și clarificăm, bineînțeles, și o să vedem. Eu am impresia că persoana asta s-a purtat total diferit de cum a simțit vis-a-vis de voi. Pentru că aici, în trecut, îmi apare regele de spade. Regele de spade e o energie foarte inteligentă, face pereche foarte bună cu șaptele ăsta de spade, da? Pentru că regele de spade e o persoană care ascunde, care știe ce face, nu e o persoană proastă, e o persoană foarte inteligentă, care știe ce face, e genul acela de persoană care te minte în față și tu nici nu-ți dai seama sau nici nu te prinzi, te manipulează în așa fel încât habar nu ai ce-i cu tine. Dar în același timp e o energie rece, foarte rece, o energie care nu prea îți dă de înțeles că ar avea sentimente pentru tine sau nu prea îți dă de înțeles că ar simți ceva și probabil că asta a fost atitudinea persoanei voastre în trecut. De ce mi-apare mie acolo regele de la de cupe? Posibil că această persoană să fi simțit mult mai mult pentru voi și să realizeze acum faptul că, de aceea avem judecat aici la capătul pachetului, să realizeze faptul că ceea ce a făcut nu a fost tocmai corect, că nu a fost tocmai ce ar fi trebuit să facă și să-i pară într-un fel rău. Adică să se gândească ceva de genul, băi, mai bine
îmi exprimam sentimentele, mai bine spuneam ce simt pentru ea, mai bine eram un om bun, un om calm, liniștit, pentru că regele ăla de cupe cu temperanța, cam asta înseamnă energia acelui om bun și calm și liniștit, care ți-e drag să stai lângă el, da? Pe când regele ăsta de spade, ai nevoie de el doar dacă ți este coleg de muncă, dar nu partener. Dacă aveți împreună un proiect, o afacere, e foarte bun regele de spade în așa ceva, pentru că are idei extraordinare, are, deci îi merge mintea, cum s-ar spune, dar în relații nu e chiar atât de bun, că energia aia rece de care tu nu ai nevoie. Ce blocaje avem aici? Treiul de bâte. Treiul de bâte e un dor, e o distanță, dar nu prea mare. În treiul de bâte nu e așa distanță mare, imensă, sunt mai mult obstacole peste care tu trebuie să treci. E și o lipsă de comunicare, e așa o stare pe care tu o simți. Ca și cum aș compara un pic treiul ăsta de bâte cu o ușoară nostalgie, cu o indecizie, cu nu prea știu ce să fac, parcă aș pleca la drumul ăsta, parcă n-aș pleca. Momentan stau pe loc și mă gândesc că nu știu ce să fac. Da? Bun. În suflet. Ia să vedem noi ce ascunde aici în suflet. Avem un 4 de pentacule și un... Băi, dar câți regi aveți voi aici? Și regele de bâte. Regele de bâte. Ține foarte mult persoana asta. Pot să spun că ține la ceva, la cineva, nu dă drumul unei anumite situații sau poate că la voi ține, poate că simte pasiune pentru voi în unele cazuri la care nu poate renunța și se tot gândește oare să-mi urmez pasiunea asta. Totul se uită în trecut, da? Văd că se uită în trecut destul de mult. Analizează trecutul persoana asta. Ține foarte mult la imaginea sa cu regele ăsta de bâte. Pentru că regele de bâte ține foarte mult la aspectul său, la imaginea sa, la ce arată în exterior. Are foarte multă pasiune omul ăsta pentru ceva la care ține foarte mult. O să vedem la ce ține atât de mult. Iar aici, în viitorul apropiat, îmi apare un as de pentacule. Asul de pentacule este un nou început plin de stabilitate. Ceva ce o să dureze o perioadă destul de lungă, da? Ceva ce începe în viitorul apropiat și va dura pentru o perioadă destul de lungă. O să vedem ce începe aici. Bun, hai să le și clarificăm ca să ne dăm seama ce și cum mai bine. Aveți trei regi pe masă. Interesant. O hotărâre, aș putea să spun, ceva ce se... ceva ce începe acum și o durează foarte mult. Ceea ce începe acum va dura foarte mult. Ceva hotărât. Hai să vedem regele de cupe. Ce e cu el? Optul de pentacule. Uite, o persoană care se implică din toate punctele de vedere, care muncește. În unele cazuri, poate că ați cunoscut persoana asta la locul de muncă. Doiul de spade, totuși nu comunică. E, aici e cineva care are sentimente pentru voi, care simte așa, deci, care are iubire pentru voi, dar nu vă comunică acel lucru. Sau că și-ar dori să se implice, să lucreze, să fie alături de voi, să facă ceva împreună cu voi, visează la acel lucru, dar nu comunică, da? Nu spune. Bun, că avem doiul de spade care mi-arată clar faptul că persoana asta își dorește implicarea, dar nu comunică, nu spune nimic. Hai să vedem regele ăsta de spade, ce-i cu el? În alte cazuri e posibil să vorbim de mai multe energii, deci să vorbim de trei persoane, două, trei persoane pe care, din care voi aveți de ales. Bun, regele ăsta de spade, adică energia aceasta... destul de inteligentă, dar rece, mi-apare hierofantul în trecut. Ori voi ați fost într-o relație stabilă cu această persoană, ori persoana asta este căsătorită cu hierofantul aici. Are pe altcineva sau a avut pe altcineva în trecut sau e ceva legat de o căsătorie, da? Regele de spade poate fi cineva și dintr-o zodie sau marcaje puternice pe zodiile de aer. Gemeni, balanță, vărsător. În caz că voi cunoașteți pe cineva, vă spun și zodiile cât de cât ca să puteți face legăturile mai ușor. Iar regele de bâte, da, persoana asta, eu am impresia că aici mai multă energia voastră decât a persoanei voastre, dar în fine. Persoana asta, regele ăsta de bâte, este o persoană într-o zodie de foc. Berbec, leu, săgetător sau cu marcaje puternice în zodiile de foc, e o persoană plină de pasiune la care...
dacă este energia voastră și voi simțiți că este energia voastră, voi nu puteți să renunțați la omul ăsta, da? Vă țineți așa ca și scaiul de el, nici cum, îl țineți acolo în suflet. Bun, doar dacă este energia voastră, voi simțiți că este energia voastră aici, că este posibil și asta. Sunt prea mulți regi și asta mă duce cu gândul că este posibil. Bun, hai să vedem ce țineți voi aici în cap, șaptele ăsta de spade, că aici șaptele ăsta de spade e atunci când tu fugi, când tu tot te... nu știu, prea știi ce să faci, parcă ai fugit, parcă n-ai fugit, te ascunzi aici de niște lucruri. Ia să vedem ce ascund, ce se ascunde aici, cine ascunde, ce ascunde, nouăle de bâte, ai cam obosit sau a obosit persoana asta să tot ascundă, să facă lucruri pe ascuns. E oboseală aici. Și mai vreau o carte și optul de spade. Da, vrei să pui capăt, să blochezi aceste... sau persoana asta vrea să renunțe, vrea să renunțe la aceste lucruri, să tot ascundă, să tot jongleze așa cu situațiile, să... pentru că nu e ușor. Și atunci când minți, da, nu e ușor să minți. Nu oricine poate minți. Pentru că tu minți astăzi, dar dacă nu ții minte minciuna, mâine s-ar putea să spui adevărul. Și atunci n-ai făcut nicio brânză. Deci, un om care minte, să știți că nu e un om prost. Pentru că, mai ales dacă minte o perioadă îndelungată de timp și până la urmă voi descoperiți minciuna, cum să zic, și-a ținut minciuna aia așa o lungă perioadă, înseamnă că nu e un om prost. Iar aici ce văd eu este clar că persoana asta, în cazul în care v-a mințit cu ceva, până la urmă cred că o să vrea să spună adevărul sau o să vrea să se debaraseze de acea presiune pe care o simte în legătură cu ceea ce a mințit, ce a păcălit aici, că a păcălit cu ceva, ține în minte ceva el sau ea. Și cam ar vrea să se aprofundează cumva, vedeți voi, parcă știți cum e atunci când minți, lucrurile se complică uneori. Se complică și se tot complică și uite, tu tot te afunzi într-o gaură neagră, da? De care vrei să scapi la un moment dat și vrei să spui adevărul pentru că atunci te simți liniștit, că vrei liniște. Bun, hai să vedem pajul ăsta de spade și pajul de spade este cartea celui isteț, zecele de pentacule. Zecele de pentacule e cartea familiei, celui care... ori face parte dintr-o familie numeroasă, ori are familie, ori familia are o influență asupra acestei persoane, ori își dorește familie. Îi ceva aici cu cartea familiei, cartea marelui preot, persoana asta e posibil în cazul în care ați cunoscut-o acum nou-nouț, e posibil să fie avut o istorie, să aibă istorie, da? Ori a fost căsătorit, ori este căsătorită. Ceva în genul ăsta, pentru că mi-apare familia, mi-apare marele preot, lucruri care... îs ascunse, probabil că voi nu știți acele lucruri, ceva ascuns aici și aici, da, regele de spade, să știți, uite, vedeți, regele de spade are familie, adică persoana asta din trecutul vostru, pe care voi ați cunoscut-o aici în trecut, are familie. Asta ascunde omul ăsta de voi, sau cel puțin asta simte să ascundă. Poate că v-a mințit în legătură cu familia, v-a mințit în legătură cu ceea ce crede familia, sau, nu știu, ceva a mințit aici, a ascuns. Hai să vedem. Iar șaptele de spade, da, 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 aici sunt minciuni. Astea sunt minciuni, măi. Vedeți că nu știu ce minciuni vă tot spune omul ăsta, dar vă tot spune. Uite, vă duce aici cu zăhărelul. Și ține cu dinții de lucrurile astea pe care le spune cu patru ăsta, ține cu el, de ele. Adică, chiar dacă voi aflați adevărul, zice nu și nu și nu și nu, e ca mine, tu ascultă-mă pe mine, că eu spun... Nu te lua după unul și după altul, tu ascultă aici ce spun eu că ăsta e adevărul, dar nu e așa, pentru că persoana asta minte aici, minte pentru că își dorește un nou început, da? Își dorește un nou început, probabil că cu voi, mă gândesc. Hai să vedem nou ăsta început, despre ce vorbim, ce avem aici. Se tot gândește la un drum, să facă un drum, să facă o călătorie, să se retragă un pic până, nu știe sigur, dar și-ar dori, vedeți, și-ar dori să-i se îndeplinească o dorință, poate că vrea un nou job sau un nou început cu voi, mai poate fi și asta, își dorește un nou început aici din câte văd.
Mai vreau o cărticică. Magicianul, da, cu siguranță își dorește un nou început, manifestă un nou început. Probabil că persoana asta a ținut anumite lucruri ascunse de voi sau v-a mințit cu anumite lucruri în trecut, îi cam pare rău, ar cam vrea să se debaraseze de minciunile astea, pentru că asta văd. Gomul ăsta vrea să se debaraseze, dar cam ar vrea să vă spun adevărul, totuși în sufletul său nu-și permite să vă spun adevărul momentan, că e frică să nu strice tot, da? E frică să nu facă o prostie spunându-vă adevărul cu cartea asta. E ca și cum, oare dacă îi spun adevărul, nu cumva fac eu o tâmpenie mare rău de tot și persoana asta se duce și mă lasă. Ia mai bine să țin eu minciuna mea așa cum o țin și văd eu aici cum o îmbălsămez până la urmă și ce Dumnezeu fac cu ea, cumva, da? Și pentru a avea nou ăsta început, pentru că dorința acestei persoane cu magician, nouăle de cupe, cu se tot gândește cum să facă ceva serios, ceva serios în legătură cu voi în viitorul apropiat. Avem magicianul, da? Manifestă un nou început. Manifestă. Dar este și ceva egoism aici, este ca și cum vedeți voi că nu-i zecele de cupe, nu e ca și cum își dorește un nou început plin de fericire cu, și pentru voi și pentru el. Este ceva ce își dorește el sau ea, o dorință împlinită a lui. E și ceva egoism aici în noul ăsta. Mai vreau o carte totuși. Carul. Da, își dorește să fie cu voi. În viitor o să-și dorească să fie cu voi. Regele ăsta de spade care a fost căsătorit și aici avem justiția la capătul pachetului. Justiția poate însemna și un divorț și regina de cupe. Ceva de genul, și patru de bâte, da. Ceva de genul și fără așteptare, nu mai vrea să aștepte. Și zecele de cupe și un nou început în plin de iubire și dragoste și whatever ce-o fi aici. Da, visează la voi. Vrea un nou început cu voi, vrea să vă ia de la capăt, vrea să șteargă cu buretele cumva trecutul, vrea să șteargă cu buretele minciunile pe care le-a spus în trecut sau ceea ce a ascuns aici de voi. Nu știu dacă neapărat îi pare rău că a mințit, ci mai degrabă ar vrea să cumva să vă împacheteze așa pe voi să nu mai știți de ce v-a povestit aici, cumva ascunde, da? Ascunde anumite lucruri de voi, ceva legat de familie sau de o căsătorie din trecut. Bun, hai să vedem și un sfat pentru voi. Ce sfat avem aici? Dar ce este important și ideea în sine este că persoana asta își dorește un nou început cu voi. Deci dacă voi iubiți persoana asta, se pare că are calitățile a trei regi în unele cazuri, în alte cazuri pot fi trei persoane diferite, dar dacă vorbim de aceeași persoană, aceeași ființă, da? Are calitățile unui rege de spade, adică e o persoană inteligentă, e o persoană care știe ce vrea, care știe cum să comunice, știe cum să facă lucrurile să fie bine, da? Știe să iubească, știe să-și exprime sentimentele aici, da, cu regele ăsta, iar cu regele de bâte este o persoană plină de pasiune, care știe și să fie pasional. Ce nu văd eu aici este regele de pentacule, da? Regele de pentacule nu este aici, deci s-ar putea să stea mai rău așa cu stabilitatea, cu bănuții în unele cazuri sau nu prea e bun afacerist. Dar în rest le are pe toate. Bun. Hai să vedem sfatul pentru voi. Ce avem aici? Imaginează-ți, gândește-te, fii creativ și exprimă-ți creativitatea. Vizualizează viața ta în continuare și probabil că în funcție de ceea ce tu îți dorești, se va întâmpla, dar uite, bucură-te și luminează-te pentru că lucruri frumoase vor veni către tine. Eu așa văd că e o etalare frumoasă, adică nu văd nimic negativ, ci atât văd că persoana asta tot v-a mințit aici, dar nu neapărat că se căiește, ci pur și simplu v-a mințit pentru a vă avea, da? Sunt minciunile acelea ușor nevinovate. Deci nu v-a mințit ca să vă poată păcăli sau înșela, ci din contră. Văd că a mințit
doar pentru a proteja această relație, pentru că chiar vă vrea persoana asta. Și a fost teamă că dacă vă spune adevărul, probabil că voi nu o să-l mai vreți sau nu o să o mai vreți. Înțelegeți voi ce gen de minciună este, da? Nu văd genul acela de minciună în care a încercat să vă facă rău. Sau este acea minciună inocentă, într-un fel sau altul. E ca atunci când tu ai o prietenă, vă dau un exemplu, când tu ai o prietenă, da, și ți este foarte dragă și nu vrei să o superi cu absolut nimic, dar tu vezi în schimb că ea a pus multe kilograme în plus și se îmbracă cu o rochiță și tu parcă ei spune, bă, dar nu te îmbrăca cu rochia aia, că arată ca și un sac de un sac pe tine. Și totuși nu vrei să o superi, nu vrei să o jignești, dar totuși cumva atunci încerci să-i spui, mă, tu ești foarte faină, dar ochița aia nu stă bine pe tine, știi? Cam așa ceva. Adică tu cumva încerci să o protejezi, dar în mintea ta e ceva de genul, of, dă rochia jos că te-ai îngrășat cât 10 și nu stă bine. E, cam asta, cam ăsta e genul de minciună pe care omul ăsta vi l-a spus. Da? Ascunzi ceva și ține ceva încă ascuns acolo în suflet. Dar nu a mințit ca să vă supere, a mințit ca să vă poată ține în viața sa. S-a gândit că dacă vă spune adevărul, voi vă veți fugi. Bun. Hai să vedem și de aici ce avem. Situația se va îmbunătăți. Uite, situația se va îmbunătăți indiferent de situația în care voi vă aflați. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă pupăcesc și numai bine, pupici! Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a treia variantă. Cei care ați ales bulldog-ul, cățelușul, da? Probabil că este o prietenie foarte strânsă între voi și această persoană. Sau, să luăm veverița de aici, sau probabil că această persoană vă este fidelă într-un fel sau altul, sau voi îi sunteți fidelă sau fidelă acestei persoane. Bun. Haideți să vedem. Extragem de aici o cărticică. Cărticică 2. Și să vedem ce numere ne ies, ce zile, ce mesaje, ce... A vrut să sară o carte, dar n-a mai sărit. Ok, ia să vedem. Zodia Scorpion îmi arată aici. Vindecă-ți rănile. Sau vindecarea rănilor. Și aici mi-apare 8 săptămâni, 8 luni. Da? Numărul 8. Ok. Nu știu dacă are vreo relevanță sau nu. Eu v-am spus cartea, iar la capătul cărților avem numărul 2, Zodia Taur, creează o structură în 2 săptămâni, 2 luni. Bun, nu prea le folosesc eu pe acestea, că nu prea au treabă așa cu, dar totuși, poate nu vreau să vă induc în eroare sau să, na, având în vedere că citiri generale, citiri colective. Bun. Ia să vedem totuși de aici ce mesaj avem pentru numărul 3. Visează, tot visați unul la celălalt, pentru că aici sunt energiile voastre comune, da? Tot se visează unul la celălalt. Este fain, ar fi frumos să împărțiți unul cu celălalt visul, adică să spuneți celuilalt ceea ce, la ce visați voi și el să vă spună vouă sau ea să vă spună vouă, ce gânduri are, ce visează, ce își dorește, ce vrea pe viitor. Bun, acum vreau 2-3 cărți pentru voi. 2-3 cărți pentru voi. Uneori, înainte de a începe talarea, trebuie să spun și lucrul ăsta, uneori este posibil, deci eu o să întreb aici de persoana voastră, dar uneori este posibil ca energia voastră să fie captată aici. În momentul în care vă regăsiți energia voastră aici, atunci probabil că este mai bine să vă alegeți un alt număr, da? Sau încă nu sunt mesaje de la acea persoană pentru voi sau nimic nu se întâmplă în perioada următoare și atunci este
ne întâmplându-se nimic, automat că nu o să-mi apară nimic, da? Mi-apare energia voastră. Trebuie să spun și lucrul ăsta. Și mie mi se întâmplă când îmi fac etalări, uneori mi-apare energia mea și e ca și cum asta gândesc eu, da? Bun, deci persoana voastră. Prima dată tragem 2-3 cărți pentru voi, iar apoi persoana voastră. Oh, multe mai. O carte. Ok, avem un 10 de cupe, un 10 de cupe, voi sunteți bine. Dacă nu sunteți bine, atunci vă doriți să fiți bine, visați la ceva frumos. Dar în principiu văd că sunteți bine cu 10-ul ăsta de cupe. Sunteți ok, sunteți fericiți, sunteți bine alături de ceilalți. Dacă nu, atunci e visul, da? Ceea ce dorința voastră, să fie bine, să fiți bine. Mai vreau o carte, ce a sărit aici, 4 de spade întors invers, încă nu v-ați vindecat după un anumit lucru, da, de aceea mi-apare și aici că vindecă-te, da, vindecă-ți rănile, este momentul să-ți vindeci rănile sau îți vei vindeca rănile în 8 săptămâni, 8 luni, adică e o perioadă de timp de care voi trebuie să țineți cont și rănile se vor vindeca. Vedeți că aici rănile nu-s vindecate. Ia uite, încă există suferință. Probabil că 10-ul ăsta de cupe e dorința voastră. Da, dorința. Bun, hai să vedem. Ui, mai sărit două cărți. Da, uitați. Transformarea duce către soare, către împlinire, către fericire. Adică acum treceți printr-un moment mai greuț unii dintre voi, dar totul va fi bine. Deci nu vă pierde speranța pentru că totul va fi bine. O să le pun înapoi, iar acum întrebăm de persoana voastră. De persoana voastră, persoana de care voi întrebați, persoana aceea specială din sufletul vostru, cum este, ce blocaje apar în calea aceste legături, cum gândește în legătură cu voi sau la ce se gândește atunci când se gândește la voi, ce vine din trecut, viitor și ce ține în suflet, da? Iar la capătul pachetului avem un diavol. Avem un diavol, a întors invers. Adică nu se poate dezlega dintr-o anumită situație. Orică este vorba de voi, că nu se poate desprinde de energia voastră, orică este vorba de o altă situație, da? Omul ăsta se simte sau doamna asta se simte prinsă într-o anumită legătură, într-o anumită situație din care nu poate ieși. Își dorește aici un nou început plin de stabilitate cu asul ăsta de pentacule, dar au obosit să te lupte, au obosit să încerce. Se gândește că nu este cu putință, că nu are niciun fel de speranță. A tot luptat, aici vrea să renunțe la orice fel de compromisuri, își dorește să renunțe, dar rănile sunt foarte profunde, din câte îmi dau seama, răni provocate de o despărțire, de o părăsire a cuiva. Da. Haideți să vedem, lăsăm așa cărțile, ia să vedem ce gândești, aoleo, câte griji își face persoana asta aici, noul ăsta, în poziția asta, astea sunt griji, de care nu se poate scăpa, vedeți, e ca și cum se aprofundează în griji, nu că și le, dacă era întoarsă invers, aș fi zis că grijile sunt pe cale de a pleca, dar nu, așa în poziția asta, grijile sunt acolo. Cu cât se gândește mai mult, cu atât se îngrijorează mai mult. E ca atunci când din țânțar faci armăsar, când dintr-o chestie mică tu tot te gândești și parcă cu cât desfaci mai mult firul, cu atât mai multe griji apar, cu atât mai multe chestii apar în mintea ta, negative, bineînțeles, din câte văd. Și chestiile astea te obosesc, chestiile astea te termină psihic. Bun, cam așa e persoana voastră. În trecut văd că a avut fericire, a avut împlinire, un 4 de bastoane, întâlnirea unui sufletului geamăn, întâlnirea acasă cu cineva în alte cazuri, o casă, poate că ați locuit împreună în alte cazuri. 4 ăsta de bâte, asta reprezintă casa, fericire, un eveniment important, o nuntă, un botez, o zi de naștere, nu știu. E ok, deci 4 de bâte e o carte foarte ok, cel puțin în poziția asta, mi-arată că a fost bine, da? Hai să vedem. Oh, regele de bastoane, întors invers. Persoana voastră nu mai are încredere în ea. Persoana voastră
în cazul în care sunteți o doamnă, se simte neatractivă, se simte neputincioasă în acest moment, simte că nu mai are încredere în propriul șarm, pentru că regele de bastoane, normal, este acel bărbat care, sau energia aceea masculină, care atunci când intră într-o cameră, e așa plin de el, e atractiv, are încredere în propriile forțe, întors invers, e ca și cum nu mai are încredere, nu mai știe ce să facă și aici dita mai turnu. Da, i-au cam picat epoleții. I-a cam picat coroana de pe cap, ia uitați-vă. Vedeți? I-a cam picat coroana de pe cap acestei persoane. Dar turnul în poziția asta e atunci când nu totul s-a dus pe apa sâmbetei, numai că persoana asta dramatizează, din câte îmi dau seama, dramatizează rău de tot. Nu mai are încredere în sine, da? Deloc. Hai să văd în viitor valetul de pentacule, da? Întors invers, măi, e urât aici ce iese. E ca și cum nu mai are curaj să se întâlnească cu voi, nu mai are curaj să dea ochii în ochi cu voi, nu mai are curaj să vă privească în față. E într-o depresie aici persoana asta, aș putea să spun. Cam asta mi-arată, că își face tot felul de gânduri. Se tot gândește, nici nu poate dormi noaptea. E rușine, eu un fel de rușine simt aici. E ca și cum e rușine de mine, nu mai vreau să mă întâlnesc cu femeia asta, cu omul ăsta. Nu mai vreau să trec prin situația asta. Nu știu ce s-a întâmplat aici între voi. Aoleo, și treiul de cupe, o te spart tot aici, toate întoarse invers. Măi, ce Dumnezeu se întâmplă? E ca și cum persoana asta trece printr-o perioadă foarte proastă. Na. Bun, hai să le și clarificăm, să vedem ce se întâmplă, că nu-mi place cum gândește omul ăsta și iarăși la capătul pachetului aici, 10-le de cupe cu cel cu care am început. Foarte interesant. E ca și cum a fost fericit, a fost fericită și nu mai este, da? I s-a oferit și nu i se mai dă. Și atunci și-a pierdut toată speranța. Persoana asta, uite cum s-au întors aici cărțile în toate direcțiile. Ah, pachetul ăsta e nou și alunecă ca naiba. Bun, hai să văd. 10 la de cupe acolo frumos. Cumva aș traduce cărțile astea, ce a fost nu va mai fi, cam așa gândiți voi, că ce a fost frumos nu va mai fi, că nu va mai putea fi niciodată cum a fost, că nici voi nu gândiți prea pozitiv din câte îmi dau seama. Da? Probabil că este o ruptură sau ceva între voi produs acum, de curând. E ceva fresh, proaspăt, nu-i de mult. Pentru că e prea profundă treaba ca să fie de mult. Că atunci când timpul trece, deja începem să mai ameliorăm din ăsta. Vedem altfel lucrurile. Regina de spade, niște reguli aici impuse de energia feminină în unele cazuri, da? Vorbe, poate, și un nou început cu nebunul. Păi, dacă sunteți voi aici în energia asta, așa cum am zis la bun început, eu am impresia că voi ați cam dat un ultimatum acestei persoane sau i-ați cam spus ori o luăm de la zero, curat și tatatam, ori nu știu ce ați făcut aici, ceva s-a întâmplat. Cred că ați luat o pauză. Pentru a vedea ce veți face mai departe. Sau în alte cazuri, vedeți voi regina de spade și cu nebunul, e ca și cum ați spus niște vorbe la nervi aceste persoane. Și această persoană a luat-o ca și cum i-ați dat cu ceva în cap, da? A luat-o foarte personal, foarte personal. Adică e o rană aici pe care persoana asta o simte până în vârful degetelor. Hai să văd nouăle de spade. Lumea, o încheiere sau o distanță, în alte cazuri, o lipsă de comunicare, își mai dorește o șansă, ar mai vrea o șansă. Da, își face multe griji din cauza unei distanțe în unele cazuri sau din cauza unei încheieri care
nu știu, ceva s-a încheiat aici. Și șasele ăsta de pentacule își dorește o șansă. Ar mai vrea o șansă. Bun. Hai să văd aici în trecut. Patru ăsta de bastoane. Ceva ascunzișuri. Marea preoteasă. Ceva lucruri care au fost ascunse. Ia mai dă-mi o carte aici. O relație secretă, în unele cazuri, a fost ceva secret între voi doi? Posibil. Să fi fost o relație secretă, să fi fost ceva ascuns? Este posibil, pentru că avem doiul de cupe, o legătură foarte frumoasă între voi doi, reciprocitate, dragoste, dar ceva ascuns, ceva a fost ascuns acolo. Bun, de ce regele ăsta de bâte se simte așa pierdut? Pajul de spade și optul. Se cufundă în muncă. Se cufundă în muncă sau muncește foarte mult la a afla anumite lucruri. Și asta este posibil, că se tot uită în trecut aici, vedeți voi? Se uită peste umăr, se tot uită în trecut și tot încearcă să muncească, să afle. Ce vrea să afle? Nu știu ce vrea să afle. Vrea să afle anumite lucruri. Turnul, cavalerul de bâte. Ce a provocat turnul? Cavalerul ăsta de bâte. N-a fost serios? Posibil să nu fi fost serios cu voi. Să nu vă fi oferit stabilitate. Da? Să fi fost așa. Azi sunt cu tine, mâine nu mai sunt, pentru că asta înseamnă cavalerul de bâte. Vin, azi vin la tine, mâine nu mai vin, azi zic că vin și nu mai vin, sau îți dai întâlnire cu persoana asta și al de unde nu-i și apoi zice, iartă-mă, uite ce situație a apărut, sau astăzi vine la tine, totul e frumos, da? Sunteți așa faini amândoi, cu doi ăsta de cupe, totul e fain și mâine când te întâlnești cu el pe stradă nu te mai cunoaște. Cam asta e energia cavalerului de bâte. E cel care nu e constant, da, și nu își asumă ceea ce face, da, nu își asumă legătura, nu își asumă relația cu tine. Ok, bun. Și trei ăsta de cupe întors invers, ia să vedem. Nouăle de cupe. Cred că a pierdut ceva prietenie, omul ăsta. A pierdut prietenia cu cineva. Că e cu voi, că de aceea avem și câinele. Da. Că e cu voi, că e cu altcineva, nu știu. Că ați ales câinele, da? Unde înseamnă fidelitate, prietenie foarte strânsă cu cineva. Treiul de cupe vine de obicei cu o prietenie. Sau mai vine și cu un triunghi amoros. A renunțat la ceva. Omul ăsta a renunțat la ceva. Nouăle de cupe. Ce dorește aici? Nouăle de cupe, nouăle de bâte. A obosit. Oboseală. Frica de a nu se repeta ceva din trecut. Eu zic că voi ați cam zis ceva, doamnelor. Iarăși, patru de bâte. Ați fost pe punctul de a... Vedeți voi, patru ăsta de bâte, în trecut a fost foarte fain între voi, sau cel puțin ați avut o perioadă în care ați fost foarte faini amândoi. V-ați înțeles foarte bine, a fost energia aia foarte faină, băi, dar dintr-o dată ceva s-a întâmplat. Ori o aventură, ori omul ăsta a avut o aventură cu cineva, cu cavalerul ăsta aici, de-a produs turnul, ruptura dintre voi, ori ceva s-a întâmplat. Ce e important acum în prezent este faptul că persoana asta se tot uită în trecut, da, tot analizează trecutul cu pașul ăsta de spade, analizează fiecare mesaj, în cazul în care v-ați scris, de exemplu, mesaje, ia cuvânt cu cuvânt și-l analizează și analizează și reanalizează, dar atât le analizează până când deja se, cum să zic eu, își face tot felul de paranoia în cap acolo, că avem noul ăsta de spade întors invers, în care le înțelege și cum trebuie, dar și cum nu trebuie, da? Mesajele voastre. Ceva ce voi ați spus, pentru că regina de spade comunică, mai ales când e așa cartea cu spada în sus, comunică. Și ceva prostește a fost pus aici. Sau un nou început, legat de un nou început. Voi știți mai bine ce ați comunicat, ce ați spus. Ceva ce a pus persoana asta pe gânduri rău de tot, l-a exterminat așa. Nu știu ce i-ați trântit aici. Bun, și aici să vedem valetul ăsta de pentacule întors invers,
4 de pentacule și 2-ul de pentacule în viitor. Păi în viitor văd că ține cu dinții să nu vă vadă. Deci nu vrea să vă vadă. De ce nu vrea să vă vadă, nu știu. Și se tot gândește să ce să facă. Încearcă să găsească o soluție. Încearcă să se tot joacă aici, se tot cu doiul ăsta. Nu e hotărât. E o nehotărâre a acestei persoane. Parcă ar vrea să vă vadă, parcă n-ar vrea să vă vadă, parcă e și rușine să dea ochii cu voi. Nu, pentru că rana e foarte proaspătă, da? E ceva proaspăt aici. Zecele de pentacule, foarte multe pentacule, se orientează foarte mult pe bani, aș putea să spun, în perioada următoare. Văd și 8 ăsta de monede aici, am 10 de monede, se orientează foarte mult pe a face ceva, să-și ocupe timpul pentru a uita de voi. Ok, hai să văd diavolul ăsta de aici, vreau să-l clarific de la capătul pachetului. Hop! Cochetează cu ideea de a veni să-și ceară scuze, de a veni să vă împăcați, totuși nu vrea, pentru că îi se pare că este foarte înjositor, să zicem așa, da? Persoana asta consideră că dacă ar veni în fața voastră să vă întâlniți față în față și să spună, vede în față, băi, uite, îmi pare rău, uite ce am făcut, sau uite, hai să ne împăcăm, să ofere cupa asta împăcării, da? Îi se pare că e prea mult, da? Că e prea rușinos să facă lucrul ăsta, că mai bine nu. Mai bine tac din gură, uite cum se vede aici, tac din gură, nu fac nimic, mai bine nu dau ochii cu ființa asta și bine o fi. Și vedem noi ce o să mai se întâmple mai târziu. Da. Cam asta e energia pe care eu o simt aici. Că persoana asta și iarăși, uite și la capătul pachetului ăstuia, tot diavolul. E ceva toxic peste care trebuie să se treacă în primul și în primul rând. Da. Pentru că nu se trece, încă nu s-a trecut. Nu știu. E ca și cum nu poate, ia uite, 9 de spade, iarăși, are multe în cap. Momentan e prea fresh, totul e prea proaspăt, da? Trebuie să lăsați timpul să treacă, de aceea mi-apare și aici că prima dată vindecați rănile, trebuie vindecate aceste răni, iar apoi să reluați. Pentru că nu, momentan nu se poate face nimic. E, nu neapărat că e blocaj, nu e blocaj, ci pur și simplu... Ce s-o fi întâmplat aici între voi? Nu știu, că în trecut ați fost foarte fericiți, datorită unor vorbe pe care au fost puse acolo, văd că s-a dus naibii totul, da? S-a cam dus naibii totul. Și a apărut un stres așa între voi, o ruptură din asta bruscă, venită pe nepusă masă, da, și un blocaj, ia uite, da, blocajul de a vă vedea, dar nu e un blocaj că vă blochează divinitatea, e un blocaj... provocat de această persoană sau de voi. Dar mai repede aș tinde să cred că de persoana voastră. Da? Pajul ăsta de pentacule înseamnă întâlnirea aceea față în față, un nou început, plin de stabilitate, unde voi reluați. Aici nu reluați, pentru că e un blocaj care există în fața și un blocaj pe care îl are persoana asta în minte. E ca și cum nu, încă nu, nu-s pregătit. Da, uite, ar putea să vină și să explice și să spună că îi pare rău, că bla bla bla, adică să repare, dar nu vrea să repare pentru că nu se simte în stare, da? Să repare. Nu vrea să se umilească, nu vrea să e și dacă a greșit și dacă nu a greșit. Deci, dacă voi sunteți cei care i-ați trântit ceva așa bam bam, e foarte supărată persoana asta pe voi, foarte supărată. Dar dacă persoana asta v-a greșit, da? Nu că e supărat, este rușine de ce a făcut. Și nu vrea să vină să-și ceară scuze pentru că e diavolul ăsta care îl ține aici pe loc, da? Energia asta, și nu vrea. Nu vrea să vină. Uite, se simte așa constrâns, da? Că nu mă duc nici să mă bați, ceva în genul ăla, nu mă duc să mă omor, nu mă duc eu să cer scuze sau nu spun eu nimic, tac din gură, ce-o fi, o fi, ceva în genul ăsta e aici. Dacă se, nu știu, de momentan nu vreau să o văd, nu vreau să-l văd. E, cam asta e energia pe care eu o simt. Bun, hai să vedem și un sfat din partea cărților pentru voi, că deocamdată degeaba le tot răscolesc aici, că nu am ce să găsesc mai mult de atât. E clar că persoana asta e foarte supărată
E foarte supărată și nu ai cu cine sta de vorbă acum, clar. Abundență, ia să vedem pentru voi. Adaptează-te situației și lasă lucrurile și schimbările să vină de la sine, vezi? Tu ai tot ce trebuie, nu-ți lipsește absolut nimic. De aceea am și început citirea cu 10 la de cupe, adică fără ai din ce ai, ceva în genul ăsta. Îți mesajele. Bucură-te de ceea ce ai, lasă timpul să-ți vindece rănile și mergi mai departe alături de cei dragi ție, de familie, în unele cazuri, pentru că zecele de cupe asta înseamnă familie fericită, împlinită, lasă energia asta să se vindece, lasă-o deoparte momentan până își revine, pentru că nu știu, vedem mai târziu dacă o să-și revină sau nu. Momentan văd că e cu capul un pom și pomul e în aer, da? Nu ai cu cine să stai de vorbă. Probabil că e genul acela de persoană care când se supără, stă supărat câte 3 luni. Ceea ce nu-i ok. Bun. Uite-te după semne. Ar fi aici un mesaj și aici ce mai avem? Meditează. Meditează și răspunsul va veni de la sine. Un an de acum înainte. Ai. Dar nu te opri. Acum aici mesajul ăsta aș putea să spun că este în legătură cu ceva ce voi vă doriți să faceți, văd. E ceva de genul insistă, da, profită de fiecare moment, oportunitate și într-un an de acum înainte un vis ți se va împlini. Da? La momentul potrivit, vezi, și la capătul cărților, la momentul potrivit, adică lucrurile trebuie să se întâmple atunci când trebuie să se întâmple, nu când vrem noi, că asta e, ce să facem. Uneori depinde de noi, că eu așa zic, că norocul ți-l faci și tu cu mâna ta. Alegerile, în funcție de alegerile pe care le faci în viață și tot așa. Dar uneori și universul ne blochează pentru a face anumite lucruri care noi credem că sunt bune pentru noi și mai târziu o să ne dăm seama că nu sunt bune, așa că lasă lucrurile să stagneze, să stea așa cum sunt. Da? Nu te agita, nu intra în niciun fel de compromis, nu te pune să faci nimic. Pur și simplu, cam asta văd aici, că trebuie să stai să aștepți ca la praful să se așeze. Pentru că dacă orice ai încerca să faci acum cu persoana asta, nu vei avea succes, din câte văd. Deci dacă încerci să-l suni sau ceva, probabil că nu va fi bine. Așa că lasă-l să-și revină la normal. Bun, cam atât am avut, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici alături de mine, că ați ascultat, că mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care le primesc din partea voastră. Nu uitați să mai lăsați sugestii, o să le pun în practică dacă sunt de interes public, bineînțeles. Cele care le consider a fi etalări personale nu le iau în considerare pentru că, na, mă interesează ca toată lumea să fie interesat de un anumit subiect, da? Nu numai voi. Bun, vă mulțumesc mult de tot. Cum am zis, această etalare am făcut-o la sugestia Danielei. Așa că sper că, dacă mă asculți, sper că te-ai regăsit pe aici, pe undeva. Și te pup, numai bine. Ciao, vă pup pe toți. Bye, bye.